De-a lungul deceniilor am fost fascinați de ideea călătoriilor în timp. Este posibil? Putem călători înapoi în trecut sau înainte în viitor? Ce s-ar întâmpla dacă am interacționa cu o versiune a noastră dintr-o perioadă diferită? Filme precum Back to the Future sau show-uri cum ar fi Futurama s-au ocupat de aceste întrebări folosind diferite căi de-a lungul anilor. Dar ce are știința de spus despre acest lucru? Bazat pe cunoștințele noastre actuale, dacă călătoria în timp este posibilă, ce s-ar întâmpla dacă ne-am cunoaște pe noi înșine din trecut? La fel ca orice altceva ce implică timpul, răspunsul acestor întrebări este destul de complex și greu de înțeles. Hai să începem printr-un simplu experiment de imaginație. Gândește-te la trecutul tău, îți amintești un moment anume în care te-ai gândit la o versiune de-a ta din viitor? Pun pariu că nu, acest exemplu este cheia întregii întrebări. Dacă nu îți amintești să te fi întâlnit cu tine, cel din viitor, la un moment dat în trecut, asta înseamnă că tu, cel din prezent, nu îți vei da seama niciodată cum să călătorești înapoi în trecut pentru a te întâlni pe tine din trecut. Are sens ce spun? Ține-te bine, pentru că de acum înainte lucrurile devin și mai complicate. Evenimentul unde te întâlnești pe tine din trecut este etern. Tehnic nu s-ar putea întâmpla niciodată acest lucru, pentru că dacă te întâlnești cu tine din trecut și în același timp îți amintești că te-ai întâlnit pe tine din viitor, aceste evenimente sunt interdependente, nu se pot întâmpla unul fără celălalt. Gândește-te așa, dacă tu în viitor îți amintești că te-ai întâlnit cu o versiune de a ta din trecut, înainte să călătorești în timp, asta ar rupe universul la propriu, pentru că trebuie să te întorci în trecut pentru a-ți aminti că evenimentul a avut loc. Alternativ, dacă tu din viitor nu îți amintești de tine în trecut după ce te-ai întâlnit cu tine din prezent, asta înseamnă că tu nu ai călătorit niciodată cu succes în trecut și nu o vei face vreodată. În principiu, singura cale prin care acest lucru va funcționa este dacă te afli într-o buclă închisă a timpului. Tu din viitor, în toate punctele de vedere, ți-ai amintit de tine din trecut și, prin urmare, ai ști că ai călătorit cu succes în timp și nu este nicio versiune de a ta din trecut care să nu se fi întâlnit cu tine din viitor. Aceste evenimente sunt extrem de complicate, fiecare depinzând de existența anterioară a celuilalt. În teorie, te izolează de un pasaj natural al timpului, destul de greu de înțeles, nu? Totuși, poate fi o modalitate care să rezolve paradoxul întâlnirii cu tine din trecut. Nu suntem exact siguri cum funcționează timpul și cel mai probabil nici nu o să fim. Dar, presupunând că putem călători înapoi în timp fără să murim instantaneu sau să dispărem pur și simplu, ai putea fi capabil să te observi pe tine din trecut fără să distrugi universul. Dacă nu interacționezi cu sinele tău din trecut, tu din trecut ai continua să trăiești viața fără să îți amintești de întâlnirea cu tine însuți, cel puțin până atunci când și tu din trecut vei călători în viitor. Acest lucru ridică alte întrebări, cum ar fi, dacă te-ai putea întoarce în viitor, adică prezentul tău, după ce ai vizitat trecutul. În teorie, dacă ai putea să te mai întorci în viitorul care reprezintă prezentul tău, cronologia timpului nu ar fi alterată atât de drastic, atât timp cât nu interferezi cu evenimente din trecut. Totuși, dacă nu te poți întoarce în viitor și ești prins în trecut, vei fi nevoit să trăiești o viață în izolare până la sfârșitul zilelor pentru a asigura o cronologie circulară stabilă a timpului, numai că ai trăit odată toate evenimentele, așa că va fi foarte greu să nu schimbi viitorul. Călătoria în timp este unul din acele lucruri care îți provoacă dureri de cap numai atunci când te gândești la ea. Imaginați-vă numai ce s-ar putea întâmpla dacă toate aceste evenimente se dovedesc a fi posibile. Nu aș paria pe supraviețuirea rasei umane pentru un timp îndelungat, unde oamenii se joacă cu cronologia timpului după bunul plac. Aceasta este una dintre acele dileme care ajung să fie mai mult un mix între filozofie, teorii și science fiction decât știință pură. Tu ce crezi că s-ar putea întâmpla dacă ai călători în timp și te-ai întâlni cu tine din trecut? Hai să vedem cât de multe ipoteze despre călătoria în timp ne puteți oferi în rubrica de comentarii. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!